vorbește lumea la cafea, se aude tare. Cum îți îngrijești părul? Dincolo de spălarea obișnuită, o fac de obicei cu un șampon anticădere, mai ales în perioadele în care, nu știu, sunt mai stresată și observ o cădere mai semnificativă. Îi aplic o fiolă din când în când, o fiolă de întreținere ca să stimuleze creșterea părului. Apoi am o mască, e un fel de mască leave-in pe care o încălzesc între palme și o dau și moaie absolut instantaneu părul și apoi devine foarte ușor de coafat. Și să știi că funcționează foarte tare și trucul ăla cu picăturile de ulei de rozmarin. Chiar e foarte ok. Mă vopsesc doar la rădăcină și îmi fac șuvițe cam o dată la un an jumate. Am încercat la un moment dat o mască cu ulei de măsline, miere, coniac și ou, sau nu mai știu. Aleg produse bune pentru îngrijirea părului, dar părul nu înseamnă numai șampon și mască și balsam, înseamnă și tratamente și înseamnă și o vopsea bună, înseamnă și, nu în ultimul rând, o mână foarte bună. Când nu existau aceste oferte pe piață, îmi făceam masca cu ou, cu ulei, de măsline, cu avocado, bine. Deja, da, cam astea. Am încercat de multe ori măști tradiționale. Măi, am avut grijă de părul meu în sensul în care l-am vopsit prima dată la 40 de ani și l-am vopsit pentru că aveam păr alb, pentru că altfel nu l-aș fi vopsit niciodată și nu l-am decolorat niciodată și îl tot tratez cu uleiuri, îl tot hidratez și atunci e drăguț. Nu mă spăl pe cap niciodată singură, adică niciodată. Mă spăl când sunt la mare sau ceva, dar la București nu. Pentru că este prea mult de muncă. Am foarte mare grijă de părul meu, mai ales că am fost și blondă decolorată și totuși, chiar și așa, părul meu este extrem de sănătos de la cu atâtea schimbări la activ, dar arată bine pentru că, într-adevăr, am grijă și folosesc produsele potrivite. Nu am 3000 de produse de fiecare dată. Aplic un șampon, un balsam sau mască odată la ceva, la câteva zile și am o cremă leave-in pe care o folosesc destul de des. Și după aia pur și simplu mă usuc cu fionul rapid. Cred că asta este, de fapt, cel mai important lucru. Faptul că nu îl aranjez foarte des și nu îl tratez termic foarte des. Încerc să-mi pun anumite produse care îmi protejează părul, așa cum punem SPF la față, pun și anumite produse pentru păr, astfel încât să nu fie foarte, să nu suce. Iar părul blond, oricum este, ai nevoie de o biblie întreagă pentru el, ca să ai grijă de el, dar am fost o norocoasă și de peste 20 de ani de când sunt blondă, eu zic că am avut grijă de el foarte bine. Vorbește lumea.